Ça va bien. Amérique du Sud est à 2000 km. În ultima vreme încercăm să ieșim cât mai mult cu această mașină ca să ne distrăm cât se poate de mult. Cred că am fost 18 ani și am auzit primul motor de V8. Și atunci am primit virus și n-am revenit. Și asta înseamnă că trebuie să cumpăr mașini V8 și să fac. Este hobby. Totul pus la punct. Suntem organizați bine. Mașinile retro sunt istoria noastră, indiferent unde ne aflăm. Reprezintă o parte din ceea ce noi am trăit de când eram copii și până în prezent. Este. Muzicărie frumoasă, ne bucurăm de ea. Am început să colecționez Dacia pentru că este un simbol românesc care nu prea a fost apreciat în anii trecuți, dar trecerea anilor, oamenii și-au dat seama că trebuie să o aprecieze. Aceasta este partea nevăzută a spectacolului. Ore de întreținere, ore de restaurare. Se desfășoară destul de interesant. Au fost înscris 40 de mașini la partea de expoziție și 70 de mașini pe partea de raliu. Din familia noastră suntem câțiva oameni foarte pasionați de mașini de epocă. Avem și noi mai multe mașini. Respectiv, ne place foarte mult să și participăm la diverse raliuri și aceste evenimente și am zis că atunci o să organizăm și una în Târgu Mureș ca oamenii să pot să participe și să vadă un eveniment de calitate cu mașini de epocă și în orașul nostru. Sunt bine organizați și asta ne place pentru că nici n-au perturbat, să zicem, activitatea turistică a resortului. Și la fel, turiștii apreciază tot ce e organizat, spațiul care le-a fost alocat. Conviețuim împreună în aceste două zile și conviețuim frumos împreună. În primul rând ne plac mașinile de epocă, la doilea rând au trecut, am și concurat cu mașină de asta în Raliu României, campionatul național. Deci de aici vine și pasiune și mai mult într-un loc. Noi, ca localitate turistică, sunt George de Mureș, știm ce înseamnă să ne uităm și în trecut și ce au creat lucruri valoroase predecesorii noștri, să le aducem în valoare. Suntem ora exact pe cartonașele astea. Haideți să înceapă raliul, mergem la start! Pentru că e prima oară când sunt copilot pentru o cursă așa de complexă. Abia aștept, am înțeles că ăsta este unul dintre cele mai bine organizate și căutate raliuri de regularitate de la noi. Yes, I did it all for love. Oh. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know?
did I know? I fell for fools. Sunt startul pentru o probă specială ce se începe de aici și se termină undeva la 6 km mai jos. Păi s-a întâmplat, veneam normal pe șosea și brusc au început să se mai alimenteze mașina. Am tras pe dreapta și așteptăm platforma.